Stimați concetățeni, am asistat astăzi la un adevărat dezmăț, tot felul de acuzații și aberații la adresa CCA-ului, unicul motiv, de fapt, al acestui spectacol fiind dorința enormă, uneori neadecvată, de a subjuga și acest organ autonom și independent. Ați mimat, de fapt, audierile, ați neglijat opinia opoziției și, mai grav, opinia Uniunii Europene. Vă aduc aminte că CCA-ul are o funcție de bază, de a monitoriza și a stimula libertatea mass-mediei în cadrul Republicii Moldova. În acest context fac referire la un raport internațional recunoscut, așa zisul raport al organizației Reporteri Sans Frontières, care în 2019 plasa Moldova pe locul 91, în 2020 la indicele libertății presei suntem iarăși pe locul 91, iar în anul 2021, deci doar după un an de activitate a doamnei Ursu, evaluăm, progresăm cu 2 puncte și suntem pe locul 89. Vă aduc aminte, Ungaria fiind pe locul 92, Bulgaria pe locul 112, Ucraina pe locul 97, primele 2 fiind state ale Uniunii Europene. Pentru aceasta vreți să dați jos acest organ al CCA-ului? Bine, dacă e așa, așa și spuneți-o, direct. Într-al 2-lea punct, vreau să vă amintesc că nu aveți suportul niciunui ONG de media, nici a unei asociații obștești care ar fi îmbrățișat aceste acuzații delirante pe care le-ați lansat astăzi aici. În primul rând, ați văzut recent declarația publică lansată de CIS, CJI, AP, care și-au arătat nemulțumirea față de ultimele modificări ale codului audiovizualului, semnalând riscul eminent de subjugare a spațiului mediatic din Republica Moldova și în special a Teleradio Moldova. Și s-a spus cu text deschis. Într-al 3-lea rând, mai grav, Uniunea Europeană de Radiodifuziune s-a arătat profund îngrijorată de modificările propuse la acest cod al serviciilor media audiovizuale. Vă aduc aminte că directorul general al Uniunii Europene de Radiodifuziune, Noel Curan, a scris o scrisoare directă președintelui Comisiei Parlamentare, doamnei Liliana Nicolaescu-Onofrei, care a ascuns această scrisoare de la plenul Parlamentului și nu a dat citirea acestei scrisori. Ori în ea ați ascuns scrisoarea, ori în ea s-a scris foarte clar, citez, vă scriu pentru a exprima îngrijorarea UER cu privire la propunerea de lege pentru modificarea codului serviciilor media audiovizuale, care în opinia noastră are potențialul de a readuce la subordonarea politică a organelor de conducere și supraveghere ale TRM, Teleradio Moldova, și amestec direct în politica sa editorială. De asemenea, suntem preocupați de timpul excepțional de scurt prevăzut pentru dezbaterea publică acestor schimbări importante aduse cadrul legal și aparenta lipsa unei consultări potrivite se arată în această scrisoare. În esență, deci, nu am auzit nicio acuzație astăzi adecvată. Spuneți-mi, vă rog, sunt sesizări de la CNA, CIS, pe activitatea acestui CCA și a doamnei Ursu Antuci? Au făcut de la pederi de fonduri? Un leu s-a furat măcar? Poate îmbogățire ilicită? Nu. Poate au luat mită pentru licență? Nu. Dacă aveți probe, vă rog, aduceți-le aici în față. Poate au promovat rude verișoare, cum ați făcut voi în guvern? S-a ajuns ca cu mătra președintelui să fie prim-ministru. Și voi aduceți acuzații acum unui director de CCA? Poate au închis televiziuni, în special de opoziție, cum s-a produs cu NIT în 2012, sau cu Srebrenii Doși, sau cu multe altele. Măcar o televiziune s-a închis. Poate au creat monopoluri. Ați vorbit aici de holdinguri, nu știu ce. Eu în lucrarea mea cu societatea civilă am numărat 105 televiziuni și portaluri care vă deservesc pe voi. Unele pot să vă le numesc. ProTV, TVR, TV8, da, care și cu Platon acolo și cu ce vrei. Și sic.md, și laf.md, și agora.md. Pot continua până la infinit. Nu vedem. Vedem, în schimb, iată aceste 105 televiziuni care vă deservesc. Și iată, acum mai vreți să mai subjugați încă una. Ce am văzut noi astăzi? Am văzut doar întrebări și acuzații aberante. De ce nu luptați cu monopolurile? Păi ce? CCA-ul luptă cu monopolurile? Sau Consiliul Concurenței? De ce nu v-ați autosesizat la anumite încălcări? Păi s-au autosesizat și v-au ratat de fiecare dată. De ce nu faceți ordine la Teleradio Moldova? Păi citiți legea în codul audiovizual. Nu poate CCA să se amestece în treburile Radio Moldova. De ce nu ați apărat spațiul informațional? De ce să aperi spațiul informațional? Nu cumva faci referire la legea lui Plahotniuc din 2017 despre lupta cu propaganda? Ca să vă povestesc despre $1 milion de la Fundația Soros, cum le-ați. A să vă povestesc și atunci să faceți așa ea. Acum, vreau ca să termin să vă spun un singur lucru. Voi spuneți că nu s-a luptat CCA-ul cu fake news-uri. Care fake news-uri? Despre ce vorbiți? Poate faptul, vă referiți că prima dată în istoria Moldovei avem cea mai mare creștere la tarif la gaz, 139%. Asta e fake news. Sau poate vă referiți că cea mai mare mortalitate COVID, 51 de indivizi, dar ieri s-a vorbit de 60. Tot e făcut pe timpul vostru. Poate la asta vă referiți. Poate vă referiți că cea mai mare inflație din istoria Moldovei, 15%. O spune Banca Națională. Poate asta e fake news. Sau poate vă referiți la votul din 29 mai 2013, când voi ați votat concesionarea aeroportului. Asta e fake news. Sau poate din 9 decembrie votul 2014. 7 noiembrie 2014, când ați votat 9 miliarde pentru cele 3 bănci al lui Șor. Poate asta e fake news. Dar poate e fake news faptul că ați promis la toți pensionarii pensii minime de 2000 de lei.